acest an, guvernul va aloca pentru anumite investiții din 51 de unități administrativ-teritoriale ale județului Alba 22 de milioane de lei. Din totalul sumei provenite de la bugetul de stat, aproximativ 12 milioane de lei sunt pentru lucrări noi, iar diferența de 8 milioane de lei pentru lucrări în derulare. Investițiile din Alba sunt axate pe subprogramele Modernizarea satului românesc, infrastructura la nivel județean și regenerarea urbană a municipiilor și a orașelor. Altfel spus, e vorba de extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de reabilitare de apă și canalizare, precum și de reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere. Săptămâna trecută am fost la Ministerul Dezvoltării pe investițiile pe UG28. Aici este apă, canalizare, tot ceea ce înseamnă la nivelul județului Alba. Și așa cum v-am promis, de când sunt pe această funcție de președinte al organizației județene PSD, am spus că susțin toate investițiile din județul Alba, indiferent de culoarea politică. De ce? Eram până nu demult, până acum două săptămâni, singurul parlamentar și mi s-a părut normal ca să apăr interesele tuturor comunităților, chiar dacă administrația în zona respectivă este PNL sau PDL. Așa mi se pare normal. Tot ceea ce a trimis Consiliul Județean a fost susținut de mine la o discuție cu conducerea Ministerului, în prima fază, ulterior pe o problemă mai aplicată cu secretarul de stat, pe toate investițiile din județul Alba. Vreau să vă spun că vor fi investiții surprinzător, dar serioase, chiar dacă este o administrație portocalie. Și o să vedeți că guvernul Ponta nu face nicio deosebire într-un județ în care este 100% PSD sau într-un județ în care guvernarea este portocalie. Ne interesează ca cetățenii, inclusiv în Ardeal, inclusiv în județul Alba, să nu fie nedreptățiți. Valoarea totală a investițiilor din județul nostru aflate în curs de derulare sau în fază de demarare însumează peste 214,6 milioane lei. Anul acesta investițiilor respective se vor aloca de la bugetul de stat 22 de milioane de lei, în sumă fiind inclusă taxa pe valoare adăugată. Aceste resurse financiare vor beneficia în curând 51 de unități administrativ-teritoriale, din care 44 de comune, 2 municipii și 5 orașe. 2 milioane de lei din această sumă vor intra în bugetul Consiliului Județean Alba pentru consolidarea drumului județean Gârda de Sus, Ordâncușa, Ghețar.